Bine v-am găsit la emisiunea pe teme ecologice. Astăzi vom afla cât de importantă este educația ecologică în rândul tinerei generații, dar totodată și în rândul adulților, pentru că nu-i așa, omul cât trăiește învață. Invitată este din nou Elisabeta Becheși, director la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare. Bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Un principiu foarte interesant pe care îl promovează agenția pe care o conduceți este educația ecologică de la copil la părinte. Cum se explică practic acest principiu? De-a lungul timpului am constatat, sau de-a lungul anilor am constatat că degeaba noi specialiști în domeniul protecției mediului încercăm prin diverse activități pe care le desfășurăm să schimbăm mentalitatea cetățenilor, respectiv a adulților. Succesul activităților noastre în acest sens au fost destul de mici. Am ajuns la concluzia că dacă în activitățile noastre implicăm tinerii și prin tineri încercăm să schimbăm mentalitatea cetățenilor, vom obține rezultate mult mai bune. Deci de aici conceptul acesta de educație în spirit ecologic a copiilor și prin copil a adulților. Deci, paradoxal, și copiii ne învață câteodată. Așa Dar este. Ce este educația ecologică? Cum o explicați pe înțelesul nostru al tuturor? Bineînțeles că și pentru educația ecologică sunt mai multe definiții științifice, dar noi, cei de la mediu, avem următoarea gândire despre educația ecologică. Așa cum în momentul în care, sau după ce ne-am născut, părinții noștri încearcă să ne dea cea mai bună educație, cei 7 ani de acasă, ani în care încearcă să ne crească într-un spirit de respect față unii față de alții, că dacă avem respect față de cel de alături de care se află alături de noi, putem să așteptăm acest respect să vină și către noi. Cam așa gândim și noi în educația ecologică, și anume încercăm să educăm pe tineri și prin tineri pe adulți, dacă le trezim interesul pentru protecția mediului, dacă reușim să schimbăm mentalitatea prin copii a tinerilor, adică prin tinerea părinților, și dacă respectă, ajungem acolo ca prin educația ecologică tinerii și adulții să respecte natura, putem să așteptăm ca și natura să ne respecte pe noi. Deocamdată putem să spunem că în acest domeniu avem foarte mult de făcut, pentru că, uitați, natura se revoltă împotriva noastră, nu ne respectă. Dacă ne uităm bine în jur, sunt atâtea inundații, atâtea calamități naturale. Astea sunt urmări ale faptului că nu respectăm noi natura și trăim într-un spirit mai puțin ecologic. Să ne întoarcem cu ceva timp în urmă, cu câțiva ani, când începea concursul, programul devenit mai apoi internațional, Viață pentru Mediu, Viață pentru Om. Când se petrecea, când era începutul acestui program? Astăzi, deja, respectiv în anul școlar 2014-2015, suntem la 10-a ediție. Deci de 10 ani consecutiv, cu multă consecvență, implementăm obiectivele acestui program. Deci în anul școlar 2005-2006, din inițiativa mea, fiind primul an la conducerea instituției, am inițiat acest program dedicat tinerilor și cu caracter 100% ecologic, adică de educație ecologică. Bineînțeles că în fiecare an, fiecare etapă a concursului a avut o tematică specifică pe care am stabilit-o la lansarea acestui concurs. La începuturi, ce teme avea? În 2005-2006, când România s-a pregătit să adere la Uniunea Europeană, deci în perioada premergătoare a aderării, în 2006-2007 a avut loc aderarea, o tematică prioritară a fost pentru România gestiunea deșeurilor, promovarea colectării selective a deșeurilor reciclabile. În perioada respectivă, la nivelul județului Satu Mare, colectarea selectivă nu se practica decât foarte, în măsură foarte, foarte mică. Am considerat oportună, ca să alegem tematica concursului, a primei ediții, a concursului Viață pentru Mediu, Viață pentru Om, colectarea selectivă a deșeurilor. Adică în anul școlar 2005-2006, elevii, în număr de 49 de instituții de învățământ s-au înscris în primul an în acest concurs județean,
au, într-un an de zile, într-un an școlar, au colectat deșeurile reciclabile și la sfârșitul anului școlar, cu ocazia în fiecare an, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, facem o evaluare a activităților desfășurate în contextul tematicii și are loc premierea câștigătorilor. Am ales în fiecare an, ca și motivație, cât e o excursie. Treptat, concursul s-a extins, temele s-au extins, de pildă în următorii ani, ce teme au mai apărut? Da, în funcție de importanța, mă rog, domeniilor de interes în protecția mediului, deci primul an a fost domeniul prioritar sau tematică prioritară, gestiunea deșeurilor. După aceea a apărut rețeaua Natura 2000, importanța lor pe plan național, arile protejate și situația Uniunea Europeană. Exact, în al doilea an, deci a doua ediție, a avut ca temă biodiversitatea. Deja în anul 2, concursul s-a desfășurat între două țări, Ungaria și România. Dacă pot să amintesc și motivația concursului, în primul an motivația a fost o deplasare la Viena, adică copiii nu numai să, teoretic, să facă cunoștință cu colectarea selectivă, să și vadă ce se întâmplă cu aceste deșeuri reciclabile. La data respectivă, în România n-a fost un punct de colectare a deșeurilor reciclabile, respectiv de procesarea acestora și transformarea lor în obiecte. Prin urmare, i-am dus pe copii în Viena ca să și vadă, dacă colectează, de exemplu, peturile, ce se întâmplă mai departe cu aceste deșeuri. Anul 2, cu ocazia, mă rog, având ca tematică biodiversitatea, ca motivație, câștigătorii locurilor 1, 2, 3 la fază gimnazială și licee au beneficiat de o excursie în Ungaria pe traseul Satu Mare Budapesta și de o croazieră pe Dunăre. Următorul an am ales ca tematică calitatea apei. Deja concursul s-a extins pe plan regional, între cele 6 județe ale regiunii Nord-Vest. Aici am ales, în contextul tematicii și ca motivație, o deplasare în Delta Dunării. Deci o excursie de o săptămână în Delta Dunării. Deci motivația este una foarte puternică elevi. Să știți că de multe ori ni se pune întrebarea, bine, bine, sunteți o instituție publică, cum au putut să asigurați o motivație atât de consistentă? Da, chiar cum reușim? Eu chiar am fost dată Agenția de Mediu Satu Mare ca model pe țară, pentru că, într-adevăr, resursele financiare ale noastre sunt limitate, nu avem prevăzut în bugetul instituției sume alocate pentru motivarea unor concursuri și aici trebuie să amintesc faptul că noi punem un accent deosebit în desfășurarea acestor acțiuni și acestor concursuri pe colaborare cu organizațiile neguvernamentale de mediu. În fiecare an, alături de noi, a fost câte o organizație neguvernamentală și prin organizația neguvernamentală obținem sponsorizarea acestor excursii. Și aici vă spun un exemplu. Agenții economici, în activitatea pe care o desfășoară și respectiv angajații unui agent sau unei fabrici, să zicem, sunt preocupați de protecția mediului, dar le este mai importantă activitatea curentă, adică să câștige un ban, să lucreze. Nu au posibilitatea și timpul fizic să aloce pentru activitățile pe care să se implice în activitățile noastre. Și atunci proprietarul, patronul firmei spune că mai bine asigur un suport financiar organizatorilor ca să desfășoare aceste activități în beneficiul tinerilor și în definitiv în beneficiul nostru al tuturor. Prin urmare, acea organizație neguvernamentală cu care noi avem contract de parteneriat este sponsorizat de către firme private care doresc să contribuie prin suportul financiar la reușita concursurilor noastre. Deci așa reușim să, într-adevăr, elevii pe elevi și pe participanți la concursul să-i motivăm. În anul următor, deci am ajuns acum în anul următor, deci după calitatea apei, am abordat calitatea aerului. A fost anul în care s-au montat cele două stații de monitorizare a calității aerului. Am ajuns în etapa în care, deja intrând în Uniunea Europeană, Comisia Europeană ne-a monitorizat și de atunci și până în prezent ne monitorizează cu privire la calitatea aerului prin cele două stații. Pe tineri i-am familiarizat cu tot ce înseamnă calitatea aerului. Proiectul nostru s-a extins, sau concursul Viață pentru Mediu, Viață pentru Om, s-a extins pe plan internațional, nu numai cu partea maghiară, dar și cu partea ucraineană.
În acel an a fost an de criză, când financiar nu am obținut sprijinul necesar pentru a organiza o excursie mai mare, prin urmare ne-am limitat la județul Satu Mare. Pentru copiii din Ucraina a fost chiar o plăcere să vadă și să obțină informații cu privire la arile protejate din județul Satu Mare. Deci au cunoscut județul nostru. Anul următor, pentru că începem din ce în ce mai des să vorbim despre iarba pârloacelor, această plantă invazivă care începe să apară peste tot în județul Satu Mare și nu numai, am încercat tot în colaborare cu partea maghiară, cu instituția prefectului din județul Sobor-Sotmar-Bereg, să organizăm acest concurs între cele două județe cu educarea în spiritul combaterii acestei plante invazive din ce în ce mai răspândite a iarbapor pârlagelor. Deci a fost o acțiune de informare teoretică, de acumularea cunoștințelor cu privire la modul, deci cum arată această plantă, cum se identifică planta în teren și cum putem combate această plantă, respectiv când ajunge la 30 de centimetri, deja urmează perioada aprilie-mai, deja încep să apară, să fie smulsă această plantă cu rădăcină cu tot, pentru ca să nu crească mai departe. Deci printr-o simplă cosire crească, planta urmează să crească, va crește mai departe, dar prin dacă dorim să eliminăm în totalitate și definitiv, prin smulgere cu rădăcină cu tot. Da, s-au realizat afișe de către tineri. În anii următori ne-am axat pe turismul ecologic. Turismul ecologic a fost tema care a fost propusă de către un tânăr din cadrul echipajului care câștigător. Turismul ecologic, care a avut drept consecință ca și motivație, deci cum vede un tânăr promovarea turismului ecologic la nivelul județului Satu Mare, atunci au trebuit să facă macheta unei tabere ecologice, care în final s-a și realizat la Tarna Mare cu finanțare europeană, după modelul propus de către un tânăr. Motivația în cazul acesta, în anul respectiv, a fost o excursie la Copenhaga, la Agenția Europeană de Mediu. Ideea mea a fost această vizită la Agenția Europeană de Mediu, pentru că de multe ori vin tinerii și întreabă: doamna director, termin o facultate, unde mă duc, ce posibilități sunt sau ce carieră să-mi aleg? Și atunci am spus, hai să vizităm măcar tinerii care sunt câștigători acestui concurs, hai să vizităm Agenția Europeană de Mediu, unde specialiștii în domeniu pot să spună ce posibilități există pentru tineri în țările europene de a lucra în domeniul protecției mediului, de a-și face o carieră. Deci am rămas la turismul ecologic. Acum, anul acesta, iarăși am revenit la gestiunea deșeurilor, pentru că după rămâne cum am spus, o problemă de zi. Așa, și am uitat să spun stringentă, că de fiecare dată, în fiecare an școlar, chiar dacă tematica principală este, cum am spus, de exemplu, biodiversitatea, dar gestiunea deșeurilor rămâne o tematică permanentă. În sensul că evaluarea rezultatelor concursului se face în fiecare an și după cantitățile de deșeuri colectate în anul școlar. Ce fel de deșeuri au colectat elevii? Deci, în primul rând, așa cum prevede și legea, că instituțiile publice, și aici ne gândim și la instituțiile de învățământ, au obligația de a colecta la nivelul școlii cel puțin trei categorii de deșeuri pentru care trebuie să realizeze infrastructura de colectare: hârtie, plastice și sticlă. Deci, dacă faceți o vizită la instituțiile de învățământ, o să observați că în cadrul școlii, în cadrul clădirii, pe fiecare nivel, fiecare etaj, există un punct de colectare acestor trei tipuri de deșeuri, containere mai mari, în clase containere mai micuțe, iar în curte există un punct de colectare unde sunt containere mai mari, asigurate de către firma autorizată pentru colectarea deșeurilor reciclabile și care, la solicitare, periodic, deci în funcție de cum se umple aceste containere, vin și le ridică. Pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, gestiunea deșeurilor și în special colectarea selectivă este o prioritate acum, că din 1 ianuarie devine obligatorie. Și anul acesta școlar am pus accent pe acest domeniu. Deci motivația sau școala câștigătoare a acestui concurs în anul acesta, deci în iunie, pe 5 iunie va fi evaluarea, va beneficia ca și motivație de un par de biciclete.
Deci 25 de biciclete va primi școala care în va acest an școlar. În acest an școlar. Deci anul acesta, în 2015, pe 5 iunie, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, va avea loc evaluarea și școala cu cele mai mari cantități va avea acest parc de biciclete. Nu întâmplător parc de biciclete, pentru că noi promovăm transportul alternativ, să mai lăsăm mașinile la o parte, să ne practicăm mersul cu mijloace de transport în comun, cu mersul pe jos și mersul cu bicicletele. Bine, aici se pune întrebarea că nu sunt piste pentru bicicliști, dar încercăm în perioada care urmează, ba mai mult, vor fi finanțări europene care au ales ca și domenii de eligibilitate realizarea de piste pentru bicicliști. Absolut necesare. Au preluat și alte agenții din țară ideea organizării unor astfel de concursuri, programe? Așa cum am spus, cred că în etapa a treia a concursului am extins nu numai pe plan județean, și pe plan regional, ocazie cu care au participat la concursul nostru din cele 6 județe, 5 județe, și după cum am înțeles, la nivelul celor 5 județe din regiunea Nord-Vest, acest concurs se continuă. Deci a meritat dânsi și asigură sustenabilitatea proiectului. Ați fost un exemplu, fără falsă modestie. Și să știți că deja am ajuns în faza în care, dacă ne-am oprit, și așa fiind în anul, deci ediția 10, am spus că ar trebui să ne oprim pentru și să găsim un alt concurs cu altă structură, elevii așteaptă deja. Deci când suntem în perioada de evaluare, cu asigurarea motivației, deja ne întreabă: bine, bine, acum am terminat, am bifat ediția 9, dar ce vom face în ediția 10 și așa mai departe. Deci nu ne putem opri. Este un concurs, într-adevăr, care este agreat nu numai de către noi, ci și noi care suntem evaluatori a progreselor pe care le facem de la an la an. Noi, adevărații evaluatori ai noștri, sunt elevii care doresc ca acest concurs să continue. Dacă merită, merită, în mod sigur, să amintim câteva școli câștigătoare. Da, la cu acest mare, concurs, cu mare, fiindcă cu mare sunt plăcere. O mulțime de ecoșcoli și grădinițe, da, cu statut de ecoșcoală. Dar la concursul Viață pentru Mediu, Viață pentru Om, Să știți că toate școlile cu statut de ecoșcoală, care au steagul verde din partea Centrului Carpato Danubian de Geoecologie de la București, care a inițiat la nivelul României acest concurs internațional ecoșcoală. Cele 16 școli care sunt la ora actuală cu statut de ecoșcoală, toate școlile sunt înscrise și în programul Viață pentru Mediu, Viață pentru Om. Și aici, dacă vorbim de statut de ecoșcoală, trebuie să amintesc că și instituția noastră, ca instituție publică, are arborat steagul verde primit de către Centrul Carpato Danubian de Geoecologie pentru implicarea noastră în promovarea educației ecologice la nivelul județului Satu Mare. Este singura instituție pe plan național, instituție de mediu, care are acest statut. Singura agenție de mediu, agenție de mediu din țară. Remarcabil. Da. Da. Dacă îmi permiteți, atunci, în anul școlar 2005-2006, câștigătorii concursului au fost Liceul Teoretic Negrește-Oaș, școala cu clasele 1-8 Octavian Goga, Colegiul Național Ioan Slavici, Liceul Teoretic Carei, grupul școlar Ionița Andron Negrește-Oaș, școala cu clasele 1-8 Piscolt. În anul școlar, școala Ion Creangă, după aceea școlile din alte județe, locul 2, de exemplu, școala cu clasele 1-8, numărul 11 din Oradea, locul 3, Lucian Blaga din Baia Mare, la liceu, Colegiul Tehnic Vadu Crișului, județul Bistrița-Năsăud, județul Bistrița, Liceul Teoretic Negrește-Oaș, Liceul Teoretic Solomon Halifa din St. George Băi. În anul școlar 2007-2008, școala din cu clasele 1-8 Iojib. Deci aici o să observați că dacă în primele ediții s-au înscris în special școlile din mediul urban, deja începând de la edițiile 3-4, deja pe lista școlilor vedem și școli din mediul rural, cum este, de exemplu, școala din Iojib, Piscolt, școala din Viile Satu Mare, pe urmă Colegiul Național Doamna Stanca, Chiolcei Ferenț, Liceul Reformat, școala numărul 3 din Negrește-Oaș,
Liceul Tehnologic Anghel Salini din Turț. Din mediul rural pot să spun că acest liceu este cel mai bun din mediul rural. Dânșii au fost ocupat locul 1 când ne-am deplasat la Copenhaga, la Agenția Europeană de Mediu. Și lista poate continua, bineînțeles, cu toate școlile. Numărul maxim de școli care s-au înscris într-un an școlar la acest concurs a fost de 69. Respectiv anul trecut, 69, când s-a desfășurat pe plan județean. Și respectiv pe plan internațional, anul trecut, 101. Acest concurs este luat foarte în serios de către școli, dovadă faptul că într-un an s-a făcut contestație după deliberarea juriului. Nu numai într-un an. Deci trebuie să spun că lucrările elevilor, pentru că la evaluare variază de la an la an, ca să nu fie o monotonie. Într-un an solicităm să se facă afișe în contextul tematicii, în format a 2, a 3, a 4, depinde. În alt an, o machetă. Deci lucrările, de exemplu, acum anul acesta, o primă evaluare intermediară a fost cu ocazia sărbătorilor de iarnă sau perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, când școlile înscrise au făcut mascote din baterii, din acestea portabile. Așa de frumoase au fost lucrările și juriul la deliberare a fost într-o situație foarte, foarte grea, pentru că toate au fost excepționale. Și prin urmare, motivul acesta a fost a nemulțumirilor. Două astfel de sesizări au fost respectiv de-a lungul concursului, pentru că juriul este într-o situație foarte grea. Toate lucrările sunt deosebite. Fiecare lucrare are o evaluare proprie, greu de departajat, foarte greu de departajat. Ecograădinițele, dacă le numesc corect, da. Sau grădinițele da. Cu statut de ecoșcoală, da. În ce programe sunt implicate ele? După a doua ediție a programului Viață pentru Mediu, Viață pentru Om, am ajuns la concluzia că n-ar fi trebuit să începem cu acest program cu școlile. Programul de educație ecologică sau educarea în spirit ecologic a tinerei generații trebuie începută de la o vârstă mai fragedă, încă de la grădiniță. Și atunci am început Viață pentru Mediu, Viață pentru în 2005 și în 2008 am lansat prima ediție a concursului Ne jucăm și reciclăm la nivelul instituțiilor de învățământ preșcolar. La acest concurs, în primul an, s-au înscris 25 de grădinițe pe plan județean și grădinițele au avut ca și, mă rog, tematică în cadrul concursului să colecteze bateriile din jucării, bateriile folosite, uzate din jucării. Bineînțeles că în limbajul specific preșcolarilor, educatoarele au, folosindu-se de suportul nostru didactic, pe care am asigurat în fiecare an cadrelor didactice, transformând în limbajul specific preșcolarilor, au început educarea tinerilor, educarea teoretică a tinerilor în spirit ecologic, după care, ca și aplicații practice, preșcolarii, mergând acasă, au povestit părinților ce au învățat la grădiniță și că dacă se consumă bateria din jucării, a doua zi bateriile vor fi duse la grădiniță. Pentru că în funcție de cantitățile de baterii colectate într-un an școlar, va avea loc și departajarea câștigătorilor cu acestui concurs. Și aici, dacă îmi dați voi, aș menționa că în cadrul acestui concurs, cantitatea maximă deci numărul maxim de preșcolari care s-au înscris a fost de 500, și numărul de baterii colectate a fost de 207,5 kg. Eu zic că este un rezultat deosebit, rezultat care a fost apreciat și de către firma care a asigurat motivarea acestor tineri, respectiv o firmă din București care este autorizată pentru preluarea și în vederea prelucrării acestor deșeuri de baterii uzate. Dacă... Iar anul acesta, anul școlar 2014-2015, acest program a fost preluat, acest concurs a fost preluat de Clubul Lions, care în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și cu Agenția pentru Protecția Mediului continuă acest program. A fost dorința clubului, un club de caritate care a dorit neapărat să se ocupe de acest program mai departe.
Dacă pe noi ne bucură sub acest lucru. aspect teoretic, deci educația ecologică s-a exprimat în acest program, sub aspect practic, s-ar putea spune că se desfășoară la tabăra ecologică de la Tarna Mare? Da, în ediția nu am spus că motivația, sau n-am spus, am spus, doresc să spun că motivația pentru programul desfășurat în anul școlar 2013-2014 a fost o tabără ecologică la Tarna Mare. Educația ecologică, încă de la început, din 2005, s-a desfășurat teoretic la nivelul școlilor. Între timp s-a realizat Casa Verde, Complexul de Educație Ecologică, unde am continuat această educație teoretică în cadrul complexului. Dar nu este suficient. Una e ce înveți în băncile școlii teoretic și alta e când ceea ce înveți poți să pui și în practică. Motiv pentru care am inițiat proiectul de realizare a taberei ecologice de la Tarna Mare. La realizarea taberei copiii, elevii au participat la construirea celor căsuțe din peturi și bineînțeles că la solicitarea, și chiar doresc să mă adresez instituțiilor de învățământ ori de câte ori am posibilitatea, acea tabără s-a făcut pentru comunitatea, nu numai sătmăreană, și pentru toată lumea, tot cei care au nevoie și la solicitare pot să beneficieze de oportunitățile acestei tabere. Și aici la ce mă gândesc? Dacă la o școală, o clasă își propune, de exemplu, săptămâna altfel, în acea săptămână să se ocupe de educație ecologică, are posibilitatea să facă o ieșire la tabăra ecologică de la Tarna Mare. Și acolo, în cadrul propice activităților de mediu, pot să se desfășoare. Am reținut despre acea tabără că e prima tabără din țară cu căsuțe realizate din peturi, deci inaugurată luna iulie a anului trecut. Dispune de o sală de conferință cu mobilier din materiale reciclabile, sală de mese, sală de expoziții cu mobilier realizat din deșeuri de hârtie, un soișor din lemn pentru desfășurarea de activități meșteșugărești în scopul promovării meserilor tradiționale, un mic lac artificial izolat cu bentonită pe care se va planta stufăriș pentru autoepurarea apei, teren de sport, o mică pădure care puieții au fost plantați de tineri, pistă pentru bicicliști în jurul taberei și 5 căsuțe din peturi umplute cu nisip care au fost realizate cu sprijinul tinerilor voluntari. Așa este. Și dacă ați amintit de voluntari, corpul voluntarilor, voie să spun, anul acesta ne-am propus agenția. Anul acesta agenția, a luat ființă. Da, având în vedere că în 2014, în iunie, a apărut legea voluntariatului, legea 78, noi abia am așteptat să apară această lege și ne-am propus ca în anul 2015 să înființăm corpul voluntarilor ecologi la nivelul județului Satu Mare. Pot să spun că la ora actuală deja avem 12 voluntari înscriși la registrul voluntarilor ecologi. Ba mai mult, s-au înscris și pensionarii noștri, colegii noștri care sunt pensionari și care doresc să devină activi. Așa cum am spus dumneavoastră, trebuie să ne ocupăm de educație ecologică, nu numai a tinerilor, ci și a adulților. Iată că foștii noștri colegi care s-au pensionat și au manifestat la apelul nostru dorința de a deveni și voluntari ecologi, ca prin profesionalismul lor să contribuie la eficientizarea activităților noastre în domeniul protecției mediului și cu precădere în educația ecologică. Deci nu ne limităm numai la tânăra generație, ci și la adulți, la care trebuie să ne gândim pe ce coordonate trebuie să se desfășoare educația în rândul adulților. Noi am dorit ca alături de tineri la toate activitățile noastre să cooptăm și adulții. Și atunci, într-o atmosferă prietenoasă, familială, să putem să ne desfășurăm activitatea. Și atunci, automat, dacă vine un părinte la acțiune de plantare de puieți, și acum spun acest lucru pentru că se apropie luna pădurii, este o ocazie foarte bună ca toți cei care sunt pasionați de mediu, într-adevăr, să-și arate prin practic cât de pasionați sunt, în sensul că cumpără un puieț și plantează împreună cu copilul sau vine copilul și spune este un mic colțișor aici, ce bine arăta un copăcel care să crească sub ochii noștri și putem să spunem că nu am trăit degeaba, pentru că am plantat un copăcel. Așadar, județul nostru, iată, devine un exemplu pentru alte județe din țară, prin diversificarea programelor de educație ecologică de la un an la altul, care sperăm să continue și în anii următori. Stimați telespectatori, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Informația TV.